concurenții de la Uite Cine Dansează mai au doar 4 zile până când intră în ringul de dans să-și prezinte primele coreografii în fața celor 4 jurați. Cei 12 își împart timpul între repetiții și familie, iar Alex Velea și Antonia, care sunt rivali în ring, au apelat la ajutorul bunicilor pentru a sta cu cei doi băieți ai lor, Achim și Dominic. Gata? Pregătiți de dans? Evident! Sunteți concurenți acum, ce faci? Suntem. Din păcate, da, mi-ar fi plăcut să dansez cu ea, dar dansăm acasă. Dansați acasă? Da, repetăm, repetăm. Da. Mi-arăți din dansul tău și el? Cum să nu, da. Chiar e foarte senzuală când dansează. Și eu la fel, dar asta e altă poveste. Prize, treburi în bucătărie? Am o priză în stânga patului, unde Dominic... Prize! Stai așa să iau cu priză și avem un, doi... Nu, și... aia e mai grea. A mea e mai ușoară, da. Deci tu mai greu, tu mai ușor. Prize din judo am repetat acasă, ne strângem și proiectări la sol și... E noroc, uite și tu ce slabă e, ce bine arată, deci... E superbă și sunt fericit ca mea. Mulțumesc! Și o iubesc foarte mult și o să iubesc în fiecare zi a vieții mele, te iubesc! Mulțumesc! Ce nu îmi pun asta, că mi-a transpirat aici tâmpla un pic când am zis-o. Da, acum, serios, aveți emoții? Avem, cum să nu? Normal, normal. Vrem să ne iasă bine și să... Să ne amintim pașii. Da, normal, să ne amintim pașii. Asta ne gândim tot timpul, să nu ne încurcăm. Dar vrem să lăsăm o impresie plăcută, să-i distrăm pe cei de acasă. Noi, la rândul nostru, să ne distrăm. Învățăm niște lucruri noi. De-abia aștept să se termine concursul ăsta, să-l câștigăm, eu sau ea. Și după asta să o dansez o salsa, ceva grav, înțelegi? O să dansăm cu fața spre colțul ăla, acolo va fi camera, da? Și aș vrea să stăm în poziția. Hai să învățăm, o să facem ceva foarte. Hai să învețe fiecare pe salsă de tine. Hai, atenție! Hai, de bravo! Deci o să începem din dreapta jos și o să mergem spre sus, avem. 2, 3, 4, jos, 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 da? Deci jos, 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 jos. Nu știu cum să vă zic. Și eu ajut să-și descopere mușchii, știi? Și remedii îl pui seara să-ți facă masaj? Da, eu îi fac lui și lui mie, da. Facem și el, da. Și el mie, scuză-mă. Dominic, băiatul cel mare al cuplului Velea și Antonia, își iubește foarte mult frățiorul mai mic, așa că atunci când mami și tati nu îi cântă cântece de leagăn, o face el. Copiii ce fac? Sunt acasă cu bunicii. Aveți timp? Mai aveți de partea tatălui. Dar mai aveți timp de ei acum și cu repetiții? Da, ne împărțim. Da, normal. Avem un program mai organizat, mai strict, să zicem, da. Dar ne ținem de el și toate lucrurile sunt exact așa cum ne dorim. Ei se bucură foarte mult când sunt împreună. Dominica are grijă de el, îi cântă, îl leagă, da, tot, îi cântă puiul mami, și așa, puiul mami. Vă las că trebuie să mergeți la poze. Da, să repetăm, vă mulțumim frumos, stați cu ochii pe noi, să ne țineți pumnii și promitem că o să facem o schimbă foarte, foarte frumoasă.